strada Calea Domnească din municipiul Târcoviște, în apropierea școlii numărul 2 Ioan Alexandru Grătescu Voinești. Este una din zonele intens circulate de pietoni, mai ales în jurul orei prânzului, când copiii ies de la cursuri. Pentru a preveni producerea unor evenimente nedorite, polițiștii au oferit pliante și le-au explicat, în special copiilor pietoni, care sunt regulile de circulație care trebuie respectate. Având în vedere că principala cauză, una dintre principalele cauze de producere a accidentelor rutiere este traversarea neregulamentară a drumului de către pietoni, astăzi am organizat împreună cu serviciul rutier o acțiune de informare a populației într-o zonă frecvent circulată, mai exact în zona școlii numărul 2 Târgoviște. Am stat de vorbă cu pietonii, atât părinții, dar și copii, și le-am recomandat ca înainte să traverseze să se asigure. Este un lucru extrem de important ca înainte de a traversa, chiar dacă este un loc marcat, să se asigure. Iar copiii au înțeles indicațiile polițiștilor și promit să le respecte de fiecare dată. Folosești trecerea de pietoni atunci când treci strada? Da. Pe ce culoare a semaforului trebuie să traversezi? Verde. Învățați la școală despre astfel de lucruri? Da. Traversezi pe zebră? Da. Unde ai învățat să traversezi pe zebră? Aici. Te-au învățat domnii polițiști? Da. Pe ce culoare a semaforului trebuie să traversezi? Verde. Astfel de activități au rolul de a preveni accidentele rutiere în care sunt implicați pietoni.